Israel nu e doar despre bombe și atentate. Privește modernele Nazaret, Tiberias, apoi Haifa sau Tel Aviv. A doar 75 de ani de la înființarea statului modern, când primii veniți trăiau în chibuțuri în care toată lumea muncea pentru toată lumea, venită din toată lumea, astăzi se vorbește de reconstrucția celui de-al treilea templu la Ierusalim, la proporții solomonice ca în timpurile biblice. Cuvintele lui Pavel din Epistola către Romani 11 se aud din ce în ce mai tare astăzi. Fraților, Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Urmează o mântuire colectivă a evreilor? Prin muncă, finanțări generoase ale banchierilor de pretutindeni și ajutor politic american, Israel se îndreaptă spre ceva. Spre ce? Te rog, urmărește materialul Opinia Production Top 7 lucruri din Biblie despre destinul evreilor.